În această perioadă, la stațiunea de cercetare legumicolă este aglomerație mare. Legumicultorii iau cu asalt experimentala în căutare de răsaduri. Aici au garanția calității și mai primesc și sfaturi cu privire la tratamentele pe care trebuie să le aplice. Acum, în această perioadă, în primul rând răsaduri, dar și semințe, special răsaduri. Ponderea utilizăm tomatele, vinetele, ardei, castraveții și până la plante rare care au fost aclimatizate și introduse în cultură la stațiunea legumicolă Buzău, cum ar fi Mordica Carantia, Lofantus, Metuliferus, Chivano, plante noi, care au început să fie cerute și acestea. Cele mai solicitate în această perioadă sunt tomatele, însă cereri mari sunt și pentru alte legume sau pentru speciile aclimatizate de curând în țara noastră. Pentru zona Buzăului, în primul rând, tomatele de Buzău, cunoscutele tomate de Buzău, Buzău 1600, Buzău 22, Buzău 47, dar în această perioadă este foarte mult solicitat soiul Buzău 1600, pentru că acesta a început să fie cultivat și în spații protejate. Deși el a fost creat pentru câmp în sistem palisat, acum este cultivat și în spații protejate. Cel mai mare număr de fire de răsadă s-a vândut la hibridul Siriana, un hibrid care a fost realizat la stațiunea legumicolă Buzău și întrunește condițiile de gust și de calitate ale tomatei românești clasice, vechi, tradiționale. Cam câte răsaduri vinde anual stațiunea de cercetare? Greu de cuantificat, de ordinul zecilor de mii, poate milioanelor de fire de răsaduri. Nu am tras încă linie, pentru că, așa cum vedeți, suntem în plină desfacere. Deci avem clienți din toată țara, nu numai în zona Buzăului vindem, ci în întreaga țară. Fie că vin și ridică de aici și răsaduri sau le trimitem prin curier. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, răsadurile care sunt preluate de la stațiunea de cercetare ajung în sere și solarii. Abia după data de 5 mai, dacă vremea o va permite, vor putea fi plantate în câmp sau în brazde.